Începând din 3 martie, județul Neamț are un nou prefect în persoana Niculinei Dobrilă, unul din juriștii foarte cunoscuți ai prefecturii Neamț. Deci am aflat aseară în monitor oficial că urmare ședinței a fost adoptată hotărârea de guvern prin care mi s-a aplicat mobilitatea din funcția de inspector guvernamental în funcția de prefect. Așteptăm acum să aflăm când vor veni de la Ministerul Afacerilor Interne pentru o investire. Acum suntem în activitățile de predare, primire, informare cu privire la tot ceea ce înseamnă atribuții și atribuții în prefectură. Niculina Dobrilă are 50 de ani și a terminat facultatea de drept la Iași. A ocupat rând pe rând funcțiile de subprefect, inspector guvernamental și consilier juridic din cadrul prefecturii. An de zile s-a ocupat de aplicarea legilor de fond funciar din județ. După debarcarea ei în timpul guvernării Boc, Niculina Dobrilă a dat în ștecată guvernul și a câștigat. A avut și o tentativă de a intra în magistratură. Fostul prefect, Vlad Angheluță, se va întoarce la Târgu Neamț, unde va ocupa postul de director al Direcției de Asistență Socială. Și la Bacău, pe scaunul de prefect, a fost numit juristul romașcan Ioan Ghica, fratele omului de afaceri Constantin Ghica.